Duminică, 31 mai, la Clubul Diplomatic din București, Cupa Mai a găzduit în premieră un meci de fotbal între echipa diplomaților All Stars și echipa jurnaliștilor sportivi, Invincibili. Echipa All Stars a fost formată din diplomați din Ungaria, Bulgaria, Federația Rusă, România, Ucraina, Serbia, Marea Britanie, Peru, Cehia, Croația, SUA, Indonezia și Germania. Invincibili, echipa jurnaliștilor sportivi, de două ori campioană mondială și odată campioană olimpică, a fost formată din jurnaliști de la Antena 1 și Antena 3, Eurosport, Fanatic, Mediafax, GSP TV, Radio România Actualități, Prima TV, B1 TV, Radio București, Federația Română de Fotbal și Jurnalul Național. Ocaziile nu au lipsit de la ambele porți, dar Invincibili, campioni mondiali și olimpici, și-au arătat valoarea judecând meciul cu un scor de 6-3. This game is good. I think we play good because I saw this guy first time in my life, and it's good game. We have some chances. We don't score, and it's good game. It's fun. How is this edition MFA Cup? Excellent, like last two. Excellent organization. Big fan, you know. Good guys. Which are the sports you compete? My favorite sport. All the sports. Yeah, all the sport, but my favorite is definitely from now badminton. Why badminton? I think this is very good sport. You don't have contacts, you know, no fight, no injuries, and very fast and good for recreation. Perfect. Make sports. I like basketball and football, of course, but. But this was the first time you played badminton. First time in my life, but I enjoy really. Oh. And the Indonesian guys destroyed me. Destroy everyone, I guess. And me too, special. Yes, they were very good in badminton. But it was fun, you know, for me. But you played all sports. Yeah, almost. Yes, table tennis I lose in first match, badminton first match lose. In football we are bad, you know, you saw our games. But I think we will play final in basketball. Thanks God. And you expect to win, of course. Every time. Why not? Thank you. Yes. Cupa Mae, competiția sportivă pentru comunitatea diplomatică din România, este organizată de Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, filiala Mae, cu sprijinul sponsorilor și al partenerilor media.